Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a demarat campania de informare și prevenție privind consumul de droguri și alte forme de adicție, violență, bullying și trafic de persoane. Primul eveniment, parte din campania de informare, a fost conferința de training care s-a desfășurat în județul Brașov, cu scopul de a forma studenții participanți. Urmează tot în această lună o caravană în alte 20 de centre universitare, printre care și cel din Petroșani. La Brașov am făcut primii pași către o schimbare reală în mentalitatea noastră colectivă. Cu inimile pline de entuziasm și cu gânduri curajoase am dat startul campaniei Fără Bariere. Această inițiativă își propune să spargă barierele tăcerii și să aducă la lumină tot adevărul despre droguri. Am avut parte de un dialog sincer și deschis. Am avut privilegiul să stăm față în față cu foști consumatori, oameni curajoși care și-au împărtășit experiențele lor, dezvăluind luptele, dar și succesele lor în drumul spre recuperare. Am ascultat înțelegând că fiecare poveste are puterea să schimbe perspectiva noastră asupra acestei probleme cu care se confruntă foarte mulți tineri. Împreună cu specialiștii din domeniu am pus bazele unei comunități unite în lupta împotriva dependenței de droguri, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero.